Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo și azi vom discuta despre reprezentarea pe axa numerelor reale, dar această reprezentare o vom face cu ajutorul teoremei lui Pitagora și teorema înălțimii. Resursa este, desigur, pentru disciplina matematică, pentru clasa a șaptea. Înainte de a trece la reprezentarea numerelor raționale și respectiv cele iraționale pe axă, să recapitulăm cele două teoreme. Aveți aici o imagine, câte o figură și teorema lui Pitagora, respectiv teorema înălțimii. În primul rând, ce înseamnă reprezentarea pe axă? Să ne aducem aminte că axa este o dreaptă pe care se marchează o origine, punctul O, sensul pozitiv și o unitate de măsură convenabilă pentru noi. În viața de zi cu zi întâlnim foarte frecvent axa numerelor, un simplu termometru este de la 0, începând și în sens pozitiv și în sens negativ, sau bornele kilometrice. Și să începem cu reprezentarea lui radical din 10 pe axă. Dorim să facem o reprezentare cât mai exactă. Într-o primă etapă, vă invit să construiți un triunghi dreptunghic pe foaia voastră cu pătrățele, cu o catetă de 1 cm și cealaltă catetă de 3 cm. Observați că triunghiul ABC exact așa este construit. AB e o unitate de măsură, BC sunt 3 unități de măsură. Dacă aplicăm teorema lui Pitagora, vom constata că AC pătrat este 10, adică AC egal radical din 10. Vom construi axa numerelor cu aceeași unitate de măsură cât era și aici lungimea catetei AB și transferăm lungimea lui AC cu un compas pe axă. Și observăm că l-am construit pe OP și punctul P într-adevăr are abscisa radical din 10. Să vedem aceeași număr reprezentat tot pe axă, dar de data asta să încercăm cu teorema înălțimii. De data asta vom încerca să construim două segmente de lungime. În situația noastră este 2 și 5. De ce 2 și 5? Pentru că pe 10 încerc să-l descompun în produs de două numere naturale. În această situație este 2 și 5. După ce am construit aceste două segmente cu lungimea de 2 unități și 5 unități, o să iau mijlocul segmentului FH. După ce am fixat mijlocul acestui segment, voi desena un semicerc cu centrul în O și raza de 5. În următoarea etapă, prin punctul G, construim o perpendiculară pe FH. Prima dată ne asigurăm că FAH este triunghi dreptunghic. Ne asigurăm că unghiul FAH este de 90 de grade. Și evident este de 90 de grade pentru că este unghi înscris în cerc, deci este jumătate din măsura arcului de cerc.
și în triunghiul FAH, atunci putem să folosim teorema înălțimii pentru a calcula lungimea segmentului AG. O să ne dea exact radical din 10. Deci lungimea segmentului AG este radical din 10. Deci dacă ne gândim iarăși la reprezentarea pe axă și desigur păstrăm și pe axă aceeași unitate de măsură care am făcut și segmentele FG și GH, atunci am reușit să construim iarăși segmentul OP cu lungimea de radical din 10. Să încercăm acum să reprezentăm pe radical din 7 printr-o altă metodă pe axă. Ne vom folosi de teorema lui Pitagora. Așa arată desenul final, dar vi-l arătăm pas cu pas. Într-o primă etapă se desenează, se fixează unitatea de măsură, OC, și OC și CD sunt ambele 1. Deci construim un triunghi dreptunghic O cu catetele de o unitate de măsură. Evident, ipotenuza OD va fi radical din 2. Pe urmă, cu ajutorul unui compas pe acest OD, îl trecem, deci construim și segmentul OE, care este egal cu OD. Repetăm aceeași procedură, de data asta vom construi un triunghi dreptunghic cu catetele OE și EF. EF este tot o unitate de măsură și în mod similar și în acest triunghi folosim teorema lui Pitagora și obținem că OF este radical din 3. Cu ajutorul compasului pe OF îl mutăm, adică desenăm cercul cu raza de radical din 3. Deja ați ghicit, urmează următorul triunghi, care iarăși are o catetă de o unitate de măsură, cealaltă radical din 3, iarăși vom aplica teorema lui Pitagora, și de data asta ne va da radical din 4, adică 2, care este un număr rațional. Iarăși desenăm cercul cu raza de 2 unități și obținem punctul I pe axă. Repetăm mai departe pentru următorul triunghi și în acest triunghi, în mod similar, folosim teorema lui Pitagora și obținem ipotenuza de radical din 5. Iarăși construim cercul cu raza de radical din 5. Următorul triunghi este triunghiul galben, după cum îl vedeți. O catetă este 1, cealaltă catetă este radical din 5. Cu ajutorul teoremei lui Pitagora vom obține că ipotenuza e radical din 6. Desenăm cercul cu raza radical din 6 și ultimul triunghi dreptunghic este ca cu lungimea unei catete de 1 și cealaltă catetă radical din 6. Cu teorema lui Pitagora calculăm ipotenuza, desenăm cercul și l-am construit pe OP cu lungimea de radical din 7. Deci punctul este aici, punctul P care are abscisa radical din 7. Și dacă tot am vorbit de numere, atunci mi-am adus aminte de citatul: oamenilor mari le plac numerele. Sper că nu numai oamenilor mari, sper că și vouă vă plac numerele. Vă plac? Și să recapitulăm ce am învățat azi. Deci, am învățat o modalitate ca să aplicăm cunoștințele de geometrie, adică teorema
lui Pitagora și teorema înălțimii, în algebră, pentru a reprezenta numerele iraționale pe axă. Ceea ce vă rog sau vă invit este să încercați să construiți această spirală pe care o vedeți în imagine, unde în mod similar avem aceleași triunghiuri dreptunghice care le-am construit și adineauri, numai de data asta triunghiurile dreptunghice sunt unul lângă altul, adică obținem această spirală. Observați că cu această spirală ultimul număr este radical din 17. Eu sunt ferm convinsă că o să vă iasă, o să vă reușiți să faceți acest desen. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!